pentru această sărbătoare și, în al doilea rând, pentru că eu cred că ar trebui și politicienii odată să înțeleagă că ar trebui să vorbească mult mai puțin și să facă mult mai mult. Nu este suficient doar să vorbești despre popor și să faci atât de puțin pentru el. Și pentru că astăzi ne aflăm la Mărișel, nu trebuie să uităm de ce ne aflăm astăzi aici. Noi ne aflăm aici pentru a sărbători pe Avram Iancu și pe toți acei eroi care au luptat pentru niște valori care, din fericire sau din păcate, depinde, sunt valabile și astăzi. Așa cum evoca și domnul profesor Șteiu, se vorbea despre unitatea nației, despre libertate, despre demnitate. Trebuie să fim foarte conștienți că fără aceste valori, practic, nu avem nicio șansă în viitor. De aceea eu vreau să mă țin de cuvânt și să închei. Am spus că voi fi scurs și doresc să vă urez în final să aveți o zi plăcută și o sărbătoare cât mai plăcută. Mulțumesc! La revedere! Mulțumesc mult, domnul profesor!